Gimnasta româncă Ana Maria Bărbosu a primit înapoi medalia de bronz din finala de sol de la Jocurile Olimpice, după contestația făcută de Federația Română de Gimnastică. Ultima medalie olimpică la gimnastică pe care țara noastră a obținut-o a fost în urmă cu 12 ani. Și a văzut visul împlinit doar pentru 30 de secunde, însă acum gimnasta Ana Maria Bărbosu poate zâmbi din nou. După 7 ore de audieri, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a pus verdictul decisiv. Românca este câștigătoarea medaliei de bronz obținută la finala de la sol a Jocurilor Olimpice de la Paris, așa cum a arătat și clasamentul inițial. Sunt convinsă că decizia luată este cea corectă. Nici nu știu să vă spun cum mă simt, încă încerc să procesez tot ceea ce s-a întâmplat, spune Ana Maria Bărbosu, gimnastă. Mă bucur foarte mult pentru România. Este o medalie mult așteptată după mulți ani. Eu nu mă aflu într-o poziție oficială să decid cine a luat și cum a făcut, a declarat Nadia Comăneci. Și a spus punctul de vedere și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică ca să-i acorde Anei medalia de bronz. Înseamnă că, din punctul meu de vedere, Federația Internațională trebuie să dea un comunicat în care să recunoască că a greșit, a precizat Elisabeta Lipă. Am primit vestea, mi s-au înmuiat din nou picioarele. Părinții mă întrebau dacă e adevărat. Eu nu știam să le zic că da. A fost un șoc, povestește Ana Maria Bărbosu, gimnastă. Cu toate acestea, nu ne putem bucura pe deplin. Din păcate, contestația făcută de Sabrina Voina nu a fost luată în considerare, iar gimnasta încheie aceste Jocuri Olimpice în afara podiumului pe locul 4. Eu mă bucur pentru toate cele trei gimnaste. Aș fi fost fericită să văd trei fete acolo cu trei medalii pentru că toate au muncit, a mai transmis Nadia Comăneci. Și premierul României, Marcel Ciolacu, a ținut să felicite proaspăta victorie. S-a făcut dreptate. Am reușit să obținem în fața instanței sportive medalia de bronz pe care Ana Maria Bărbosu a câștigat-o pe merit la sol. Relatează Observator News.ro.